Jurnalistul Florin Matei. Îi spunem și dumneavoastră bine ați venit, precum și scriitorul Ioan Matiuț, directorul editurii Mirador din Arad. În deschidere îl invit pe domnul Dan Bobouțanu, primar al municipiului Hunedoara, să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Și totodată îl salut pe Florin. Florin este un prieten mai vechi, un prieten mai vechi al municipiului Hunedoara și nu doar al fotbalului. Și totodată îi mulțumesc că a acceptat invitația să-și lanseze cartea și la Hunedoara. Adevărat că la lansările acestea de carte trebuie să fie foarte protocolar, să vorbești așa mai... puțin mai altfel. Și văzând o sală plină, aș încerca și o altă latură. O latură a suporterului, pentru că mulți din sală sunt suporteri. Și Florin a scris întotdeauna cu mult respect și cu mult drag despre suporteri. Suporterii sunt cei care dau culoare fotbalului până când ajungem la fotbaliști, nu? Imnurile din tribună și celelalte. Dar totodată m-aș adresa și generației de aur a Corvinului aici în sală. Glumeam cu cineva, se afla în Consiliul de Administrație și a spus la adevăratul Corvino. Nu? Adevăratul Corvino. Sigur. Ar fi mult de vorbit de ce nu este adevăratul Corvino, nu este nici momentul acum. Acum este momentul să-l felicit pe Florin, pentru că astăzi în paginile cărții lui multe povești din perioada când fotbalul conta în partea de vest a țării. Și asta este un lucru important, pentru că noi suntem parte din vestul țării. Noi sperăm că va apuca să scrie și despre fotbalul care contează în partea de vest a țării. Și cei care conducem, dacă vom fi lăsați, de către cei care ne controlează, să găsim soluții pentru fotbal, într-o bună zi vei putea să scrii și despre fotbalul care contează din partea de vest a țării și nu doar din partea de sud. Nu aș vrea să vă rețin atenția foarte mult, pentru că în sală sunt și mulți jurnaliști care chiar au scris an și an de zile despre fotbalul care odinioară zâmbea, cum spui, atât de frumos. Și aș vrea să-i las pe ei. Eu îți mulțumesc încă o dată, sper să fie de bun augur și prezentarea acestei cărți la Hunedoara și, până la urmă, să vii cât mai multe. Mulțumesc! Fotbalul este sportul sporturilor, recunoscut în multe țări drept sportul rege, pentru că îmbina forța, inteligența și curajul, îndrăzneala și eleganța mișcărilor, atrăgând în jurul său copii de la cea mai fragedă vârstă, care încearcă să-și imite idolii din teren și care rămân extaziați și fericiți că au reușit să descopere frumusețile.
Fotbalul românesc a avut parte de personaje pitorești care au dat culoare fenomenului. Dotați cu umor voluntar sau involuntar, fotbaliștii și antrenorii au rămas în folclor datorită unor întâmplări memorabile care au ajuns de poveste. Fotbalul, dincolo de faptul că este cel mai urmărit și mai apreciat sport de pe pământ, este și un fenomen în care s-au înregistrat numeroase recorduri. Privind înapoi, mai ales în perioada romantică a fotbalului, o parte a evenimentelor care au scris istoria acestui sport ne par de-a dreptul incredibile. Probabil că dacă ești cu adevărat pasionat despre unele dintre aceste recorduri și informații mai puțin cunoscute, ai aflat deja, în timp ce multe altele vor fi relevate în premieră. Despre jurnalistul Florin Matei și despre cartea sa Fotbalul care odinioară zâmbea, va vorbi scriitorul Ioan Matiuț, directorul editurii Mirador, cel care a înființat prima editură arădeană post-decembristă. Domnule primar, doamnelor bibliotecare, iar sunteți gazda noastră, dragi iubitori ai cărții și ai fotbalului, sunt onorat să mă aflu la Hunedoara pentru a doua oară la o lansare de carte. În urmă cu mai mulți ani am mai fost la o lansare în Casa de Cultură. De data aceasta sunt alături de un autor și o carte pentru care a venit și dumneavoastră acum aici, am venit și noi. Autorul este Florin Matei, cartea este Fotbalul care odinioară zâmbea. A apărut la editura Mirador din Arad. Acum eu o să spun câteva cuvinte despre autor și despre carte, dar partea leului, ca să zic așa, va fi autorului până la urmă. Domnul Florin Matei face parte dintr-o specie de jurnaliști care, la fel ca și fotbalul care era cândva, este pe cale de dispariție. Astăzi, despre sport, vedeți că se scriu câteva rânduri, că se scrie un titlu care să fie cât mai senzațional, să atragă privirea, să atragă, eu știu, anumite sentimente. Se scriu, așa cum am zis, câteva rânduri, nu se mai face o analiză așa cum se făcea odată în presa scrisă. Domnul Florin Matei este autorul care înainte a fost jurnalist sportiv, printre altele, a scris în presa sportivă și a scris temeinic, a scris serios. Dumneavoastră, cei din municipiul Deva, v-au amintit probabil de multe din editoriale și articole pe care le-a scris dânsul. Nu ne aflăm întâmplător aici, pentru că știm cu toții de aici, din Hunedoara, au plecat fotbaliști importanți, au rămas fotbaliști importanți pe vremea mare echipe care era Corvinul Hunedoara. Eu mă amintesc că de aici a plecat și Mircea Lucescu, și Rednic, și Mateuț, e în feletiz al meu și probabil mulți alții. Deci e ca să zic așa, o pepenieră de fotbaliști, a fost un nucleu al acestui sport. Domnul Florin Matei, în această carte, reia o parte din editoriale pe care dânsul le-a scris de-a lungul timpului, dar le mai și stilizează. Adică le transformă în povești. Cartea se citește cu mare plăcere. Fiecare, ca să zic așa, poveste, că sunt de mai multe povești aici, are farmecul ei. O să găsiți aici multe lucrurile deja de mult uitate despre acele vremuri frumoase ale fotbalului care era în partea de vest a țării, pentru că dânsul se ocupă de partea de vest, de fotbalul care era odată în partea de vest a țării. Nu este un lucru ușor să fii jurnalist sportiv autentic. Ca în orice meserie, trebuie să ai o cultură a acestui domeniu și trebuie să ai mult talent și să muncești mult, pentru că trebuie să mergi în deplasări cu echipele,
trebuie să mergi la meciuri, trebuie să fii bine documentat, deci trebuie să ai mult talent. Domnul Florin Matei a reușit să scrie această carte și să aibă acest succes, pentru că este un real succes și în Arad. Vreau să spun că sala Consiliului Județean a fost arhiplină de actual foști fotbaliști, antrenori și nu numai, chiar și public, care au fost fermecați de felul în care domnul Florin Matei a scris această carte. Pentru că domnul Florin Matei este și un scriitor, are talent. A îmbrăcat toată informația într-o formă literară care zic eu că îi dă farmec și plăcerea lecturii. O să descoperiți, dacă începeți să citiți această carte, să redescoperiți plăcerea lecturii, ceea ce e un lucru extraordinar. Rare cărți, mai ales în ziua de azi, îți mai declanșează acest resort, această plăcere a lecturii care te face să nu lași cartea până nu o termini de citit. Bineînțeles că astăzi lumea preferă presa online, cartea online, dar nu se compară cu cartea tipărită. Dacă încercați, și probabil că nu dintre noastră să încercați să citiți pe tabletă, pe telefon sau pe calculator, după câteva pagini începi să obosești, să te doară ochii. Ei, cu cartea tipărită nu e așa. Cartea tipărită nu o să dispară, pentru că plăcerea pe care o ai atunci când ai o carte în mână, când îi simți mirosul, când fiecare pagină este încărcată de sentimente, de stări, începi să o citești, o pui pe noptieră sau o pui pe masă, după aia orei, ei când mai ai timp, când poți, seara, poate seara târziu, noaptea, citești mai departe, se creează o stare, un sentiment, o legătură între cititor și cartea scrisă. Sunt convins că această carte o să vă facă plăcere și după ce o să o citiți, o să vedeți că efortul nu a fost zadarnic, o să vedeți că probabil veți simți nevoia să citiți și alte cărți care să aibă acest farmec care l-are această carte. Ce să zic, ca editor am încercat să îmbrac textele autorului într-o formă cât mai plăcută. Adică această carte trebuie să fie și un obiect frumos. Orice carte trebuie să fie și un obiect frumos. Atunci împlinită, când ia și aspectul de obiect care să facă plăcere să le iei mână, să-l deschizi, să-l citești și să ai o relație cu el. Pentru că cu o carte cititorul are o relație. Eu vă mulțumesc că v-ați sacrificat din timpul noastră liber în această dupămasă să fiți alături de noi. Chiar mă simt foarte bine să văd atâta lume la o lansare de carte. În Arad, vă spun sincer, la unele cărți e mult mai puțină lume la cărți de literatură și, din păcate, cam aceasta este starea culturii scrise la noi în România, din mai multe motive care n-are rost să ne mai discutăm acum. Dar sunt fericit să văd că atâta lume e interesată de o carte care va deveni o carte document. O carte document istoric. Și este deja. Pentru că se referă la o perioadă de aur a fotbalului românesc. Perioadă care, nu știu dacă vreodată ne vom mai reîntâlni, dar așa cum a spus domnul primar, poate că dacă cineva ne va da voie, poate vom ajunge mai clar în apropierea acelor performanțe care le-a avut odată fotbalul românesc și fotbalul din partea de vest a țării. Vedeți că UTA noastră nu mai are nici stadion, se tot construiește pe el și nu se mai termină. Ce să mai zic de celelalte? Nu știu dacă în altă parte în România fotbalul o duce mai bine, vedem în ce stare a ajuns, dar jurnaliști autentici și de forță, ca și domnul Matei, nu-i poate da decât un fotbal pe măsură. Când vom avea un fotbal pe măsură, vom avea și alți jurnaliști ca domnul Florin Matei. Eu vă mulțumesc și dau cuvântul autorului, că sunt sigur că vă va spune mai multe din laboratorul intim al acestei cărți.
autorul a vorbit la sfârșit, așa că dau în continuare cuvântul domnului Ion Bădin, consilier local și jurnalist sportiv. Bună seara! Mă bucur să asist în această după-amiază la lansarea unei cărți sportive a colegului Florin Matei. Sigur că și mie mi-a plăcut presa, media, meseria de inginer o fac de 37 de ani, cea de ziarist am făcut-o vreo 40 de ani alături de prietenul meu, Nicu Gava, care îi urez multă sănătate și să se facă bine cât mai repede și alături de prietenul meu, actualul primar Carlo Bolzanu, când stăteam pe la masa presei, pe stadionul Mihai Plain și pe alte stadioane și scriam cu multă plăcere și sper să revină acea plăcere, să avem ce scrie despre Corvinul Hunedoara. Am răsuit rapid, m-am uitat pe câteva pagini din carte și am citit și cuvântul înainte al profesorului Ion Băionescu. Este o perioadă care o tratează Florin Matei, perioada 1970, când, ce să spunem, în vestul țării, într-adevăr, era fotbal de înaltă performanță. Era fotbal de înaltă performanță, cu Ulta, Poli Timișoara, CSMR și Sacovinul Hunedoara, Jiu Petroșan în prima ligă. Era perioada în care în divizia B, aproape jumătate din serie era formată din echipe din județul Hunedoara, ca să mai spunem de Liga 3, că era aproape o serie întreagă cu echipe din județul Hunedoara. Din nefericire pentru noi, pentru județul Hunedoara, trăim astăzi doar dintr-o echipă de Liga 3, Deva, da? Din fericire, totuși, pentru fotbalul din vest, este Poli Timișoara în prima ligă, care iată are și două echipe în Liga 2, UTA în Liga 2. Să sperăm că în viitor, prin cele scrise aici în această carte de Florin Matei, perioada anilor 70-80, cu fotbaliști de calibru din echipele care le-am enumerat și sunt aici în sală și fotbaliști din generația de aur a Corvinului Hunedoara, Nelu Becu, Mitică Gălan, Omcu, Dubinciuc, pe care văd sunt și cei mai tineri care au ce învăța din Dan Corezduc, sunt și cei tineri care au ce învăța din ceea ce a fost odată fotbalul Hunedoran și fotbalul din vestul țării. Încă o dată, Florin Matei, te felicit pentru această carte. Poate într-o zi voi reuși și eu să pun pe hârtie tot ceea ce am scris de-a lungul celor 40 de ani, dar oricum ești tot când bine venit în mijlocul nostru. Dau cuvântul domnului Nicolae Gavrea, jurnalist sportiv. Bună seara, onorată asistență, inspirată alegerea domnului primar, dar să știți că eu tot pentru o portoapă de frot ca să mă duc în noroc. Și puteți să fiți la ceilalți câte o portoapă dintre asta. E foarte interesantă cartea, scrisă de colegul meu și colegul nostru, cu amintiri multe de pe stadioane. Dar, pentru mine, este un aspect foarte interesant și o să spun aici, chiar dacă nu o să se supere. Nu mai este presa sportivă. Presa sportivă se făcea când Florin, Nelu Bădin și alții, poate și eu, mergeam pe stadion și vedeam acolo cum se muncește la firul ierbii. Eu sunt mai aproape de gimnastică, sau atletism, sau handbal. Acum nu este presa sportivă. Acum este copy-paste. Adică se duce domnul Bădin la fotbalul în sală, iar ceilalți care stau frumos acasă, copy-paste și scriu la ziarele la care mai scriu, online sau pe unde mai scriu. Câți gazetari de sport mai sunt în județul Hunedoara? 4.
patru care mai scriem, care mai mergem pe la bazele sportive când și când. Nu mai sunt evenimente sportive și dacă nu sunt evenimente sportive și gazetarii s-au mai rărit. Și am mai rămas noi ăștia care mai scriem câte o carte, așa cum a făcut domnul colegul nostru, și care mai ține acolo rubrică în acel săptămânal, care bate pe partea de vest a țării. Eu rămân la ideea că dacă strângem rândurile, o să avem echipe vestul țării, cât vom avea, două, trei, și vom avea, cu sprijinul primăriei și la Hunedoara, nu? Că asta ne-am propus. Să ducem din nou fotbalul vechi, în fața spectatorilor, dacă vom avea televiziuni, și să ne amintim cu multă, multă, multă bucurie de vremurile când reprezentanții generației de aur aici prezenți, câțiva dintre ei, dădeau atâtea goluri, încât și frunzele din propria de la stadion cădeau de bucurie. Așa că fotbalul care odinioară zâmbea este o carte pe care o să o citiți cu plăcere, eu am răsfoit și mi-am plăcut. Și cred că Florin Matei o să mai scoate cărți interesante cu amintiri plăcute din lumea sportului. O să închei acum cu rugămintea că tot aștept cartea Runelu Mătini, da. Poate și nu știe, până iese la pensie. Mulțumesc! Într-o
discuție pe care am avut-o cu dânsul, spunea că au fost multe momente în care dânsul ne urmărea din tribună. Și vreau să spun că de data asta noi suntem cei care suntem în tribună și îl urmărim pe dânsul. Deci îl felicit pentru că a avut ideea să scrie această carte. Dacă din câte am reușit eu să o răspesc în câteva minute, e o carte pe care o să găsim foarte multe lucruri pe care nu le cunoașteți din viața noastră de sportiv și din activitatea echipelor care au fost la acea vreme și și-au desfășurat activitatea sportivă. Foarte interesant și mă bucur că ați reușit să scrieți în scrisul acesta, pentru că sunt foarte multe realități și, cum să zice, ați practicat un fotbal direct pe poartă. Ați lovit direct la țintă. Felicitări! Și să ne prezinte și cartea. Cine ar putea mai bine decât dumneavoastră? Bună seara, dragii mei! Când spun bună seara, dragii mei, o spun din tot sufletul, pentru că îmi sunteți dragi, pentru că avem același sânge. Pentru că suntem coregionali. Pentru că ai doma dumneavoastră și eu sunt hunedorean, născut pe Meleagul Hunedorean. E drept. Nu în Hunedoara, la 60 de kilometri de Hunedoara, în satul Zdraci, comuna Crișciori. Sunt convins că ați auzit și dumneavoastră de aceste frumoase localități. Chiar dacă această carte, care este o parte din sufletul meu, a apărut la Arad, sufletul meu cu care am scris această carte este aici, pe pragul pe care m-am născut. Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea pe care mi-ați făcut-o, pentru că ați onorat cu prezența acest eveniment. Vă mulțumesc pentru implicare, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, vă mulțumesc pentru tot. M-am născut, cum am pomenit mai înainte, într-un sat din Zarand, din ținutul Zarandului, satul Zdraci. M-am născut acum 57 de ani. Atunci, nu numai fotbalul zâmbea, atunci viața zâmbea. Cu cât am crescut, fiind născut lângă o arenă sportivă, fotbalul m-a cuprins în mrejele lui. De aici și până la a-l iubi, n-am mai fost decât un pas. Iar eu am făcut acest pas și am început să iubesc fotbalul. Cu timpul, am vrut să devin fotbalist. Cine nu voia să devină fotbalist? Dar n-am avut însușirile necesare și nici caracteristicile de bază. Așa că am devenit prieten cu fotbaliștii. Știu că aceasta este o formulă peiorativă, dar a fi prieten cu fotbaliștii este un lucru extraordinar. Pentru că de la fotbaliști înveți lucruri dintre cele mai frumoase. Învățând lucruri frumoase de la fotbaliștii pe care i-am cunoscut și cu care am fost prieten, aceste lucruri le-am scris în această carte. Le-am scris cu emoție și le-am scris cu plăcere și cu sinceritate. Această carte nu este o carte de statistică. Ea nu spune doar strictamente rezultatele unor meciuri. Nu spune câte cornere au fost de-a lungul a 90 de minute dintr-un meci anume. Această carte are carențe din punct de vedere statistic, poate. Nu respect întru totul adevărul statistic și nici nu trebuie, nici nu mi-am propus acest lucru. Această carte este o carte care cuprinde niște povești. Fiecare poveste are ideea ei. Am luat ideea și am îmbrăcat într-o poveste. Sper din suflet să vă placă. Cum am ajuns să scriu această carte?
Simplu, vă mărturisesc acum. Ani și ani de zile am scris editoriale în ziarul Fotbal Vest. Ani și ani de zile scriam despre ce se întâmpla la momentul dat în fotbal românesc. Și se întâmplau lucruri dintre cele mai neplăcute. Scriam despre Jenel, despre Homer, despre Fănel, despre fel și fel de personaje care colcăiau în fotbalul anilor de după 1990. La un moment dat, m-am săturat să scriu despre aceste personaje. Mi-au ajuns în gât. Nu mai aveam idei. Și sunt într-o zi, într-un parc din Arad, gânditor, cineva m-a bătut pe omul și a zis, dacă nu mai ai idei, te ajut eu să scrii în continuare o rubrică despre fotbal, în ziarul Fotbal Vest. Și m-am întors să văd cine mă bate pe umăr. Era o prietenă bună de tot. Prietena mea se numea Aducerea Aminte. Și a zis, Aducerea Aminte, eu o să fiu lângă tine și fiecare idee o să o îmbrac în patina trecutului. Și o să te îmboldesc atunci când o să lași fixul jos, să mai scrii altă poveste și altă poveste. Și așa am început editorialul Fotbal la timpul trecut în ziarul Fotbal Vest. În fiecare zi de marți, zi în care apare acest ziar, eram sunat de către profesorul Cec Ionescu. Mulți dintre dumneavoastră de aici și jucătorii de la Corvinu, fostele glorie ale Corvinului de altă dată, îl știu cu siguranță, mă suna și îmi spunea că scriu foarte bine și că vine unul să plângă. Și că să adun toate aceste editoriale într-o carte. Și mă suna marți de marți, până când odată exasperat oarecum eu de imboldurile date de profesorul Cec Ionescu, i-am spus, voi scrie această carte, domnule profesor, cu o condiție. Dacă dumneavoastră veți scrie prefață. Și a fost de acord. Și așa s-a născut această carte. Este o carte, cum spuneam, despre trecutul care odinioară zâmbea. Sigur că o să vă întrebați de ce fotbalul odinioară zâmbea. Poate pentru că eram mai bine. Poate că pentru că erau alte vremuri. Nu? Vremurile trec, vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, lucrurile se schimbă, uneori se schimbă în bine, alteori se schimbă în rău. Din păcate, pentru fotbalul românesc, fața lui s-a schimbat în rău. Și de aceea am găsit un refugiu în trecut. De aceea am găsit un refugiu odinioară. Ca să readuc la suprafață momentele strălucitoare, momentele frumoase de atunci. Ca să vă aduc dumneavoastră aminte de anii de atunci, celor mai în vârstă, și ca să le spun celor mai tineri cum era fotbalul din anii 70-80. Să le spun că Victor Oncu avea mult mai mult păr pe cap decât acum. Că Dumitru Călam era un fundaș de fier de adevărat, de care nu trecea nici musca. Că Ioan Petcu era unul dintre cei mai buni mijlocași și coordonatori din țară. Că domnul Colesniuc, care mi-a făcut metaforic vorbind o reală plăcere, domnul Stroia, al fundatorilor Verde, și atâția alții au scris istorie pentru fotbalul acestor locuri. Când scriu despre fotbalul odinioară, o fac cu cea mai mare plăcere. Aș vrea ca, începând de mâine, să mă bată gândul și să am motive să scriu o carte despre fotbalul care astăzi zâmbește. Sper să am aceste motive și sper să existe aceste conjuncturi. Deocamdată ele să nu se întrebe. Prezența dumneavoastră aici este extraordinară. I-am dă involt și dă încredere că pot să continui cu amintirile. Aducerea aminte a rămas în continuare buna mea prietenă. A spus că nu mă va părăsi niciodată. Drept urmare, așteptați-vă ca fotbalul să zâmbească o vinoară cu un al doilea volum. Sper ca și atunci să fiu invitat de admirabilul om, cel care își pune amprentă extraordinară pe acest oraș și o spun ca om care
N-am mai fost de mult în Hunedoara, dar întâlnând acum și văzând fața schimbată în bine acestui municipiu, îmi dă speranțe extraordinare că fața întreaga acestui oraș va fi schimbată în bine. Grație omului Dan Bogoțanu, prietenul meu, cel care a semnat și eruzea de fotbal pe Stan Mișin. Felicitări pentru tot ceea ce face în această citadelă, domnule primar. În încheierea expozeului meu, care sper să nu vă fi plictisit, vreau să vă spun că această carte, după ce povestește despre Corvin, despre Guta, despre CSM Reșița, Politehnica Timișoara, despre toate echipele de bază ale vestului din anii 70-80, nu omite să povestească despre Recolta București, despre Avântul Zgrați, despre Metalul Chișior, despre echipele sătești în aceștia. Din aceea, cum bine spunea, cred că domnul Dumitru Găran sau domnul Ioan Petru, că în anii 70-80, în seria a treia a diviziei B, erau 5 echipe din județul Hunedoara și se băteau cu județul Hunedoara, bătându-se cu județul Prahova, care să aibă cele mai multe echipe, județul Prahova, fiind făcând parte din altă serie, în seria a doua, dacă nu înșel. Nu pot să nu amintesc acele echipe care au făcut și ele istorie la nivelul fotbalului hunedorean. Au lucrat Mureșul Deva, Victoria Călan, Minerolul Pene, Dacia Orăștie. Toate aceste echipe au trecut pe sub ochii mei. Am văzut jocurile tuturor acestor echipe. Am scris despre ele. Am scris despre CFR Simera. Am scris despre CFR Arad. Am scris despre Vagonul. Am scris despre Strumul. Despre CFR Timișoara, Ume Timișoara. Despre toate echipele acestui vest. Un vest extraordinar. Al cărui fotbal îndrăznesc să sper că va renaște într-o bună zi. Și îmi va da ocazia, o repet, să scriu despre fotbalul care astăzi zâmbește. Vă rog și pe dumneavoastră să zâmbiți alături de fotbalul care stă să renască undeva, ajutat și de oficialități locale, și v-aș invita la acest sfârșit să facem o poză de grup. Pentru că atunci când mi-am lansat cartea la Arad, am făcut o poză de grup, au fost 104 oameni și a fost un eveniment extraordinar. Dacă nu este cu supărare, vă invit pe toți la o poză de grup, undeva unde credeți de cuvință, fie afară, fie aici. Thank you.